ce pot să vă spun înaintea sărbătorilor de Crăciun. La mulți ani, vă spun toți. Crăciun fericit, vă spun toți. Eu vreau să vă subliniez un singur lucru. Din punct de vedere al investițiilor dumneavoastră în bursă, în piața cripto, în tot ce ați avut acest în acest an, în următorii opt ani nu veți mai avea ceva similar. Bucurați-vă de tot ceea ce ați realizat și ați câștigat în 2021. Nu cred că anul 2021 se va repeta prea curând. Și o să vă spun de ce. Trăim un moment inflaționistic Îngrozitor. Avem o inflație la 9,6% în America și cât de curând vom avea două cifre la inflația românescă. Leul, chiar dacă nu se va devaloriza contra euro mai mult de 5,10%, oricum va purta. Atât inflația lui, cât și inflația monedei europene. Dacă credeți că refugiul în piața cripto este un lucru bun, încercați. Dar nu vă aș sfătui. Anul viitor, foarte mulți analiști spun că totul va fi mai rău decât în 2021. E adevărat, mai rău decât într-un an în care toate au crescut. Peste 20%, e deja foarte bine. Dar dacă anul viitor totul va scădea, 20%, va fi foarte rău. Ceea ce vreau să vă spun este că orice ați gândit despre anul viitor. Orice planuri v face cu investițiile dumneavoastră financiare pe anul următor, trebuie să înțelegeți un lucru. Din când în când mai vin și an răi. Și anul următor va fi rău, foarte rău. Pentru că inflația nu poate să aducă nimic bun. Pentru că toată această euforie care ține din martie 2020, nu poate să se termine bine. Pentru că toate quantitative easing și to toți banii aruncați în piață de Federal Reserve, de Banca Centrală Europeană, pentru că dobânzile la zero nu poate să țină la infinit. Anul viitor va fi un an greu în care puțin vor scăpa fără să-și piardă penele. Ca să poți să nu-ți pierzi penele, trebuie să alegi un lucru simplu, dar foarte greu pentru un investitor: să nu faci nimic. Să vinzi tot ce ai, să-ți marchezi profitul și să nu faci efectiv nimic. Dacă dumneavoastră credeți că pierdeți un moment bun de a investi, gândiți-vă că poate pierdeți un moment bun de a vinde. Știu, deja sunt asociat unui pesimism total. Știți care e definiția pesimistului? Un optimist bine informat. Ce ați vrea să vă recomand? Să cumpărați acțiuni? Pentru că în ultimele trei zile au crescut cu 5%? Nu să cumpărați criptomonede pentru că au scăzut în 69.000 bitcoin, în 48.000? Nu. S-ar putea să vedem și bitcoin sub 20.000 și indicele Dow Jones sub 24.000 și indicele S&P sub 3.500 și chiar mai rău. Pentru că anul viitor se va trage linie pentru toți banii tipăriți și investiți în dreapta și în stânga, fără niciun fel de discernământ. Ceea ce vreau să vă spun astă seară este mai mult un discurs pentru sărbătorile de Crăciun. Înaintea Crăciunului ar trebui să fim mai buni, mai toleranți, să ne iubim semenii. Să ne iubim mai mult iubita, copilul, părinții și așa mai departe. Dar preocuparea noastră de a acumula capital, de a acumula avere, ne face să uităm lucrurile esențiale din această viață. Și viața, vă spun eu. Nu depinde de lucrurile materiale pe care le posedăm, ci de oamenii pe care i-am cunoscut. Încercați să continuați să întrețineți relații cu toți oamenii pe care i-ați cunoscut până acum. Adăugați alți oameni cunoștințelor dumneavoastră. Doar ceilalți oameni, oamenii de lângă dumneavoastră, vă vor îmbogăți. Atât spiritual cât și material până la urmă. Faptul că vă uitați în acest moment la acest video înseamnă că ați mai cunoscut o personaj. Personajul sunt eu. Nu știu dacă sunt bun sau rău, dar orice fel de cunoștință, orice fel de informație, orice fel de poveste înseamnă o experiență pe care nu a trăit-o. Și dacă vrem să progresăm, trebuie să aflăm din când în când și experiențele trăite de ceilalți. Știu, poate par patetic, poate nu, dar într-o lume materializată îngrozitor. Într-o lume în care nu mai cotează ce ni se spune, ci doar ce ni se dă, încerca să dați fără să primiți nimic în schimb. În perioada asta de Crăciun și sărbători, dați fără să primiți nimic în schimb. Dați iubire celor din jur, Dați un pic mai mult de iubire copilului, iubitei, părinților, fără să vă gândiți dacă într-o zi veți primi ceva în schimb. Pentru că, până la urmă, nu toată lumea în care trăim e un exchange. Nu orice se schimbă cu orice, și nu tot ceea ce schimbăm. Ne duce la a primi, în schimb, ceva mai bun. Singurul lucru bun pe care îl avem este iubirea aproapelui nostru. Nu vă recomand pe cine să iubiți, nu vă recomand cum să iubiți, dar încercați în această perioadă de Crăciun să iubiți mai mult. Mai mult decât puteți, mai mult decât ați fost învățați să o faceți, și mai ales dezinteresat. Iubirea se dă fără a cere niciodată nimic. În schimb, Crăciun fericit, sărbători fericite și pentru analiza anului 2021 și prognoza anului 2022 ne întâlnim săptămâna viitoare, după Crăciun.